Bun găsit, prieteni! Începând de astăzi, Realitatea Oltului încearcă să vă conecteze la viața politică locală prin intermediul emisiunii Eu cu cine votez. Să vă conecteze este un fel de a spune la o viață politică care, deși ar trebui să fiarbă, nu o face. Asta pentru că mai sunt mai puțin de 2 luni până la scrutinul pentru desemnarea aleșilor locali. Am spus oficial pentru că în momentul de față nu se știe exact dacă alegerile locale vor avea loc sau nu pe 27 septembrie, așa cum au stabilit cu ceva timp în urmă reprezentanții noștri în Parlament. Sunt voci de politicieni care cer amânarea alegerilor. Haideți să vedem care este poziția oamenilor politici vis-a-vis de organizarea scrutinului pentru alegerile locale la final de lună septembrie. Deocamdată nu avem intenția de a amâna alegerile. Se poate face o campanie care să evite adunările publice, se pot organiza secțiile de votare, astfel încât să nu existe risc de transmitere a virusului, a declarat recent Ludovic Orban, premierul României. Liderul opoziției, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că Ludovic Orban trebuie să informeze urgent Parlamentul dacă a scăpat de sub control pandemia și se impune amânarea alegerilor locale și deschiderea școlilor. Fostul premier Victor Ponta, președintele Pro-România, a susținut că participăm la alegeri ca la război. Vedem cine se întoarce. Participăm la alegeri, ce să facem, să fugim? Evident că s-ar impune amânarea alegerilor. Pentru amânarea alegerilor locale s-a pronunțat și prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Mă uit la cifre. Lucrurile nu sunt deloc de neglijat. Mă îndoiesc că vom mai avea alegeri în septembrie. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, îl contrazice pe Rareș Bogdan, declarând că în acest moment nu văd un motiv să nu putem organiza alegerile. Se vor desfășura cu anumite precauții într-un context pandemic cu o transmitere comunitară. Am ales să debutăm cu această emisiune astăzi pentru că intrăm oficial în perioada de precampanie electorală, cele 30 de zile anterioare campaniei electorale, perioadă în care candidații la funcțiile de aleși locali, de consilieri județeni, de primari și președinți de consilii județene vor încerca prin diverse acțiuni să atragă votul electoratului. După cum știți, ne aflăm în plină pandemie de coronavirus. Acest lucru va influența radical desfășurarea campaniei electorale. Aceasta va fi coordonată de restricțiile impuse de autorități pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2. În cadrul acestei emisiuni vom încerca să luăm pulsul electoratului cu privire la opțiunile pe care le au față de un partid sau altul, dar și pe cel al partidelor politice cu privire la stadiul pregătirii alegerilor. Pentru a nu exista niciun fel de discuții cu privire la invitații pe care îi vom avea în emisiunile viitoare, trebuie precizat faptul că ei vor fi invitați în ordinea ponderii pe care o dețin partidele politice în Parlament. Astfel, primul invitat va fi din partea Social-Democraților, apoi urmează PNL, PMP, ALDE, Pro-România, dar și alte formațiuni politice, parlamentare sau neparlamentare. Pentru astăzi am ales să vă prezentăm părerile oltenilor despre scrutinul din 27 septembrie, dacă vor merge sau nu la vot, dacă au deja o opțiune în ceea ce privește candidatul pe care vor pune ștampila sau dacă, în contextul evoluției pandemiei de coronavirus, se impune sau nu, din punctul lor de vedere, amânarea alegerilor locale. Haideți să vedem ce părere au oltenii despre scrutinul electoral din 27 septembrie. Scepticismul oltenilor în clasa politică este în creștere. Cu toate acestea, mulți susțin că vor merge la vot dacă alegerile vor fi organizate la final de septembrie, considerând acest lucru ca fiind o datorie pe care o au pentru comunitate. Dumnezeu zice așa, supuneți-vă tuturor stăpânilor că orice stăpânire e venită de la Dumnezeu. Ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește lui Dumnezeu și își va lua pedepsa. Deci veți merge la alegeri? Totdeauna am mers, deci totdeauna numai... Cred că o singură dată n-am reușit data trecută, că nu mai merg, dar abia merg până aici, că am probleme de coloană și de sănătate. Eu mă duc la vot, dar acolo ești nevoie să iei ce-ți oferă. Veți merge la alegeri? Nu merg. De ce? Sunteți dezamăgit? Nu am pe cine să aleg, da. E țara într-un hal, într-un dezastru.
Tocmai de-aia cred că e important să mergem. De ce să fie? Că orice am face noi, orice am vota, iese tot ce vor ei. Nu mai mergem. Am mers cândva și nu mai. Fiindcă nu se merită. Foarte, foarte dezamăgită. Oltenii care sunt decis să meargă la urne vor ca politicienii care intră în cursa electorală să fie mai aplecați la nevoile lor și să vină cu programe viabile. Să fie corect, să fie sincer, să nu se influențeze, să fie sincer ce simte. Deci cum vede problemele că ar trebui să meargă, deci așa. Să-și facă un program în care să simt că e realizabil. Fie că sunt decis să meargă sau nu la urne pentru a-și desemna aleșii, oltenii cred că evoluția situației epidemiologice ar impune amânarea alegerilor locale și chiar a celor parlamentare. Ei nu cred că scrutinul electoral se poate desfășura în siguranță. Cred că ar trebui amânate până să mai limpezez lucrurile așa, deci că sunt neapărat urgente, eu nu știu despre asta. Dacă nu sunt urgente, ar trebui decalat. Cred că da. Nu. E mai cinstit așa, că altfel are poliție cu are influența asupra rezultatului. Să se amâne. Amânate, da. Și locale și cele parlamentare. Amânate, bineînțeles. Da. Cum amână ce nu trebuie, așa te bici ăsta. Adică n-am înțeles. Nu să gândească la oameni amărâți, că sunt foarte mulți năcăjiți și amărâți. Ei să gândesc să-i scoată lumea, să ducă să-i voteze, să-i aleagă. Nu, doamnă, nu. Partidele politice au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește pregătirea alegerilor locale. Acestea sunt programate a se desfășura pe 27 septembrie. Se ia în calcul ca scrutinul pentru desemnarea aleșilor locali să se desfășoare pe parcursul a două zile. Așa cum am promis, primul invitat din partea partidelor politice în emisiunea de miercuri 29 iulie este Marius Oprescu, președintele PSD Olt. Vom încerca să aflăm de la domnia sa cum stă cu pregătirea alegerilor din 27 septembrie. Cei care vreți să-i adresați întrebări o puteți face pe adresa de mail realitateaolt@yahoo.com. În așteptarea întrebărilor dumneavoastră, nu-mi rămâne decât să vă urez o zi excelentă.